Bine v-am găsit, dragi prieteni, la emisiunea noastră. Suntem la Hoten, aici unde de ani, de sute de ani există acest festival numit Tânjaua, unde cel mai harnic om din sat este premiat. Sunt multe personalități, este foarte multă lume. Noi ne aflăm alături de Zanfir Ciceu, candidatul la președinția CJ Maramureș. Domnule Ciceu, bine v-am găsit. Cum sunteți? Cum v-ați prezentat astăzi aici? Cum simțiți atmosfera? Păi, o atmosferă ca întotdeauna în zona Maramureșului istoric, foarte caldă, primitoare, oameni harnici, gospodari, lume multă, frumoasă. Chiar foarte multă lume. Da, sport național, peste tot, ceea ce e bine, înseamnă că încă nu i-am pierdut tradiția și cred că trebuie să continuăm cu aceste tradiții și să le popularizăm mai mult. Bun, mai avem câteva minute până începe partea oficială. Noi ne îndreptăm spre grupul aflat în centru. Haideți să mergem. Tradiția în sensul preluării unui obicei al locului, sărbătorirea celui mai primului gospodar care iese la Marat în fiecare an în primăvară. Era o tradiție de fapt localizată în Hoten, dar și în alte sate existau diferite variante. S-a ajuns la ceea ce înseamnă azi, a fost o idee, o inițiativă și a ajuns la o serbare câmpenească la care participă mii de oameni după Văile Mare, Coseului și Taise și din alte părți. Văd că vine foarte multă lume și de la Oraș, nu doar cei care locuiesc în zona, apreciază acest foarte mulți din orășeni au rădăcina tot în sat din această parte. Este bine când vedem localnici, nu? În portul tradițional, localnici. E un fenomen foarte interesant. Există o perioadă în care portul tradițional a fost negligat. E interesant de ce? Pentru că aproape fiecare comunitate au redescoperit ceea ce înseamnă valoarea portului tradițional și e o treabă extrem de bună. Dacă vis-a-vis de exemplu în arhitectura țărănească, casele țărănești, care erau bijuterii arhitecturnici, au cam dispărut, recuperăm cel puțin în zona instrumentația portului. Exact ce povesteam la ultima emisiune, cu păstrarea tradiției, cu muzica populară, iată că suntem exact în zona unde aceasta este cel mai bine împământenită și de aici se va auzi foarte, foarte mult cântec popular. Așa este, e bine că lumea începe să se întoarcă la tradiție, față de ceea ce spunea domnul deputat, cred că și la modulul arhitectonic lumea se va întoarce la tradiție, pentru că este necesar să ne păstrăm cu toate aspectele tradiției, pentru că sunt chiar foarte multe. Bun, haideți să vedem ce se va întâmplă pe aici și când mai este cazul să mai vorbim cu niște localnici. Nu,
Bastine, gospodar, brednik,
ce merită din plin aplauzele noastre. Mulțumim! În ziua hotelarilor din Maramureș, obicei care adună în luna mai, mii de oameni din împrejurim, din țară și de peste Consiliului Local și a consătenilor noștri, chiar dacă cu mari sacrificii, să nu lăsăm să moară tradiția ce ne definește ca popor și cultură. Ne vom bucura împreună și oameni care lucrează pământul cu mare îndrăgire, chiar dacă din multe ori nu-i răspătește cu țara. De a încerca să ne și bucurăm. Și ziua de astăzi... Vă mulțumim, domnul director. Vă rog să-mi permiteți să fac o publicitate... Ultimii pași. Învață să cânte atunci când rostește primul cuvânt. Așa cum se cuvine. Thank you.
momentul de început s-a consumat, a fost premiat și câștigătorul, cel mai harnic om din localitate, domnule Zamfir Ciceocu, cine este în urmă în continuare, tot niște oameni harnici, gospodari la locul lor, de care localitatea are nevoie, nu? Da, niște oameni de fruntea zonei și îl prezint pe candidatul nostru la primăria comunei Ogna Șucatac, domnul Faurian. Bună ziua! Și domnul Sorin Petean, candidatul nostru la Consiliul Județean. Bună ziua! Am să-i rog să ne exprime câteva opinii despre frumoasa tradiție care se păstrează de atâția ani de zile, aproape o jumătate de secol. Oficial. Oficial. Dar neoficial, care vine de dacilor, că așa vă place. Așa este, liber. Da. Dacă îmi permiteți, aș dori eu să completez, deoarece sunt localnic. Această tradiție datează de foarte mult timp, de pe vremea romanilor. Se sărbătorea, soldatul roman care pleca din zona noastră se întorcea din legiunea romană după un stagiu de participare în războaie și atunci îl sărbătoreau pe cel întors din oastea romană. Acum suntem la cea de-a 44-a ediție a Tânjelei de pe Mară oficială. Suntem, cum a zis și domnul Ciceu Zamfir, la aproape o jumătate de secol de tradiție și ne bucurăm cu toții că suntem prezenți, suntem mulțumiți să sărbătorim pe cel mai harnic om din satul Hoteni. E bine că se păstrează o astfel de sărbătoare pentru că de multe ori, așa cum vorbeam și în prima parte a emisiunii noastre, nu știm să avem portul popular, cântecele populare, ceea ce înseamnă tradiția locului și știu că municipalitatea în orașe și primăriile la sate fac eforturi pentru a duce mai departe aceste tradiții, mai avem suficiente resurse pentru a le păstra sau cât este de greu să menții o sărbătoare de astfel de anvergură. După cum ați putut să observați, nicăieri în lume parcă nu sunt așa de frumoși copiii, oamenii îmbrăcați ca în straile noastre minunate populare. Ia priviți cât sunt de frumoși, cum arată ca și dacii de odinioară. Chiar spunea doamna Emilia Comișel, doamne cât sunt de frumoși, parcă au coborât de pe columnă. Suntem în această zonă unde copiii arată foarte bine. Credeți că avem și spiritul acela pe care îl aveau dacii de a nu ne lăsa la greu și de a merge în continuare, indiferent prin ce probleme am trece? După cum vedeți, maramureșenii știu să sărbătorească. În primul rând, să-și țină la datii, la obiceiuri. Lume multă, spuneați de partea urbană care dorește să mențină. Foarte multă lume este de la oraș, din zona Sighetului. Cei din Maramureșul istoric au portul care îl poartă duminică de duminică, deci pentru ei sărbătoare este ceva, aș spune, chiar spre sfânt, este ceva sfânt. Bun, am avut și un câștigător anul acesta, Vasile Hotea se numește el. Cum a fost desemnat? Cum se ajunge la această situație? Spuneți-ne, fiind de aici din zonă, să ne traduceți din română în română, cum se face selecția până la urmă? Selecția se face după hărnicie, spunea domnul Sorin, că știm să sărbătorim hărnicia. Adică aici s-a sărbătorit cel mai harnic gospodar, cel care a ieșit primul la arat, cel care a pus primul plugul în brazdă, anul acesta. Bine, acestea sunt niște rotiri, pentru că și alți oameni sunt la fel de harnici, în alți ani au fost alții, de data asta a fost domnul Hotea Vasile, căruia îi dorim recoltă bogată și sănătate. Cât de mult contează pentru el, pentru acest fiu al satului, o astfel de titulatură obținută astăzi la Hotel? Este o recunoaștere care mobilizează, este o recunoaștere care îi oferă un loc de cinste între gospodarii satului și asta n-are decât să ne bucure și să-și dorească și alții să ajungă în această poziție. Domnule Zamfir Ciceocu, vin aici oameni din multe zone ale județului, chiar din afara arealului Maramureșului. Vedeți, drumul este cum este, nu ne mai legăm de el, zona este cum este. Ce credeți că se poate face pentru mărirea potențialului, cel puțin turistic al zonei, dacă nu și sub alte aspecte? Garantat trebuie să ajutăm acești oameni să aibă și din partea autorităților respectul cuvenit. Să venim în întâmpinarea nevoilor oamenilor din această zonă și în primul rând creând infrastructura necesară pentru această minunată zonă. Văd oameni de prin altă zonă, domnul Pricop, haideți vă rog. Tocmai vorbeați despre oameni din altă zonă, domnul Pricop Mihai din Șișești. Faceți, vă rog, cunoștință cu colegii mei, domnul Sorin Petean, Paurion. Bună ziua, veneați la emisiunea noastră. Candidații noștri la Consiliul Județean Maramureș, respectiv la primăria Ognei Șucatac, și dacă tot v-am văzut trecând în zonă și vorbeam despre locul participanții din alte locuri, o să vă rog să ne spuneți și dumneavoastră cum vedeți zona și cum, ce părere aveți despre asta. Știu că v-am luat pe nepregătite, dar asta e viața. Este foarte bine așa pe nepregătite. Zona Șișești. Zona Șișești.
E o zonă frumoasă și noi venim în Tăgeauna, când este în Tăgeauna aici la Tăgea. Vă place, așa? Ne place. De ce? Și ce vrem mai tare să iasă USL-ul la Consiliul Județean? Bă, lăsați asta. Ce vă place cel mai mult? Ne place portul de aici, mai mult. Portul vă place? Port. Păi la și la Șișești aveți. Și, dar la Șișești e Fisculaș. Fisculaș este? Și aici da, este? Folclor ca Fisculașului, da. Puțin este, diferit. Este altceva aici, da? Da. Este mult mai frumos. Da, ziceți că e mai frumos, dacă vreau să din altă parte spuneți că e mai frumos. Păi dacă venim de acolo, din altă parte venim să vedem aici la Păstăteală. Ce trebuie făcut pentru zona asta? Că e Fisculașul, că e aici la hotel, nu? Dar primul, zona departe. Turistică, drumurile, dezastru, zona turistică. Avem 600 milioane de euro investiți în acest mandat în drumuri. Arată așa drumul de 600 milioane de euro? Cam asta este investiția. În Elveția 600 de milioane. În Maramureș. Așa zice cineva? Așa spune cineva. Avem drumuri, investiții drumuri, în 600 milioane de euro. Exact. Ne plânge, venim cu mașini pe aici. Am văzut că aveți foarte multe pensiuni aici, cel puțin în Ognașogatac am observat foarte, foarte multe locații. Deci lumea vrea să atragă investitori, vrea să atragă turiști, vrea să atragă oameni care vin aici. De ce autoritățile credeți că nu se implică măcar drumul să-l facă? Să aveți un acces simplu și facil până aici. Noi, părerea noastră de când conduc ăștia tăgăliști, cum să numesc, nu știu care, politică, n-am o treabă. Nici mai contează, politică, până la urmă. Nu mă nimințesc, nu fac nimic. Păi noi pensionari, eu sunt pensionari de la mine, mai este neomor. Drumul e la pământ. Deci nu vrem... simplu. Președintele Consiliului de Țean PDL, primarul Ognașogatac PDL. Cu asta cred că am spus destul de multe. Așa arată drumurile, arată nu numai aici, și spre Călinești, deci tot ce aparține, știe domnul candidat la primărie, știe ce înseamnă toate comunele, deci. M-ați blocat. Pe mine m-ați blocat. Președinte PDL, da. Primar PDL, da. Guvern PDL, guvern PDL, președinte al României. Eu banii nu se găsesc. Nu mai înțeleg nimic. Se găsesc numai care în gura, președintelui, așa zis banii? A tuturor maramureșenilor. Dar unde s-au dus banii? Că au fost undeva 600 de mii, nu știu să deci, număr. Dacă o lucrare a costat 100 de milioane de euro, deci vă spun ca și constructor, deci am o firmă de construcții, s-a facturat la 300. Cam atât deci ca să vă dați seama, deci asta este din cei 600 ce spunea domnul viitor președinte al Consiliului Județean, deci din cei 600 probabil s-au făcut lucrări de 200. Restul 400 sunt în buzunarele. S-au popat. Genial. Uitați, sunteți constructori, bine că v-am prins la emisiune. Există drumul Baia spre Bârsana, arată cum arată, nu vă mai spun. Dezastru, că din Șișești. Știți mai bine dezastru. Decât mine. Bun. O să faci jumătate podurile, domnule, uitați-vă, mergeți pe Ruta Carmen. Așa. O să faci jumătate podurile pe la, și sunt curbe și lăsate acolo, de-abia trece cu mașinile. Nu, vreau o explicație pentru această lucrare defectuoasă. De ce s-a ajuns aici? De ce s-a ajuns aici, vă spun eu exact, deci s-au semnat contractele și de frică să-mi le piardă, există regula nescrisă în construcții, cu care începută trebuie finalizată. Deci am dat niște bani investiții, deci fac dezastru, ca cineva trebuie să o continui. Nu poate continua cineva decât cel care a semnat contractul. De ce nu execută bine? Că dumneavoastră constructor, vreți să aveți lucrări, licitații defectuoase, licitații date pe clientelă. Și primiți banul. De ce nu licitații făcute pe clientele. Orice, vă spun sincer, deci o lucrare care e făcută de calitate, chiar dacă e mai scumpă decât ar trebui, rămâne și rămâne în istorie. Dar decât și scump și prost ce s-a întâmplat în mandatul ăsta. N-au mai ajuns cei 200 de care ne spuneați dumneavoastră, așa-i? Cei 200, deci cine fura azi un om, mâine va fura un bou. Astăzi mai bine fur un bou, că e mai scump ou decât e mai bou, scump, exact. Vedeți, deci tentația este tot mai mult, mai mult. Și spuneați de drumul Baia spre Bârsana, știți ce suplimentări, deja a ajuns peste 1 milion de euro, numai suplimentări înainte de a fi nici finalizat, nici spre finalizare lucrare. Finalizare de 2 milioane de euro, domnule Zanfi Ciuciu, vi se pare normal ca atunci când nu avem bani, încă noi să fim penalizați, că atât de deștepți și de bine ne credem? Acesta este modul în care actuala administrație a înțeles să conducă județul și aceasta este consecința. Consecința pe care o suportăm noi toți, pensionari, constructori, oameni care muncesc, că până la urmă nu-l cer cel care a greșit la semnarea contractului sau la implementarea defectuoasă va plăti, ci noi toți. Pentru că de acolo vin banii până la urmă, de la noi toți, din impozite și taxe locale și noi vom suporta greșelile celorlalți. Din nefericire ne aflăm exact pe drumul de care zice, sau mă rog, o anexă acestea. Eu vă doresc pur în continuare să faceți treabă pe aici și să nu vă lăsați duși așa de tot felul fiți de... Fiți sigur că vom face treabă. De treburi de... dintre astea. Adică numai este dacă nu s-a făcut drumul ne descurajăm. Da, să păstrați investițiile, cred că este cel mai... Ați văzut? Avem oameni deosebit de puternici. Care știu ce vreau pentru comunități, deci nu pentru buzunarele lor. Suntem oameni, fiecare au oameni, noi avem de toate.
Eu vă doresc ca la cea de-a 48-a ediție să fim tot în aceeași formație, să facem un bilanț al ceea ce am realizat și atunci să putem spune alte lucruri despre ceea ce s-a vorbit acum. Ar fi o chestiune interesantă să ne vedem peste 4 ani pe acest loc și în aceeași... Și cu altă conducere, la Consiliul Județean și la Primăria Ognea și Gatac. Să nu mai avem pe domnul Zanfir Ciceu din postura de candidat decât la un al doilea mandat. Exact. Aș dori ca la cel de-al doilea mandat faptele să vorbească, nu noi. Noi să fim liniștiți, să putem sta, să vorbească faptele în locul nostru. Ce că bate coasa, n-a spus ce... Andrei, domnul Ciceu Zanfir, candidatul nostru la Consiliul Județean. Da, nu-i prosperitate. Nu să nu mă închipuiai. Promite să ținem aproape. De Dumnezeu, să aveți nerou. Doamne ajută. Trăiți. Sos Andreea. Ce faceți? Mai puteți? Mai. Cu munca. Mai putem. Mai de 80 de ani. Mai de 80 de ani. Mulți înainte. Bine, sunt foarte. Băiatul meu e interesant.
să nu dai cu bolovan. Că dacă-l inimerii, vai de capul tău asin.